CN Dinicu Golescu, Under 19 și Under 17, vor face deplasarea la Râmnicu Vâlcea, unde vor încerca să păstreze poziția 6 în clasament și totodată locul în play-off. Întâlnirea cu CS Olimpic din localitate va fi destul de dificilă pentru juniorii antrenați de Ovidiu Tică și Alin Durdun, dar victoria de acasă cu Hermannstadt a făcut ca tinerii fotbaliști să aibă un moral destul de bun. După rezultatele bune cu Hermannstadt de acasă, mergeți unde în acest weekend? Vom avea ultima etapă la Vâlcea, vom juca cu Olimpic din localitate, ultima etapă din acest campionat, după care se va trece la play-off și play-out, primele 6 play-off și 6-12 play-out. Pentru noi urmează un joc foarte important la juniorii Under 19, o victorie la Vâlcea ne va duce cu siguranță în play-off. Acolo unde cei mici sunt deja, indiferent de rezultatul ultimei etape. Juniorii de la Under 15 vor întâlni duminică, în etapa a treia din seria a șaptea, pe propriul teren, pe cei de la CSS Târgoviște. Meciul va începe de la ora 10 și se va disputa pe Municipalul din Câmpul Lung. În seria în care se află, juniorii Under 15 de la CN Dinicu Golescu au mai jucat un singur meci în deplasare la Pitești cu ACS Campionii Fotbal Club, unde au pierdut cu scorul de 2-0.